Alex, cum îți vorbesc chipurile din fața camerei? Se creează o legătură invizibilă de fiecare dată între fotograf și subiect? Se creează o legătură nici măcar invizibilă, cred că e o legătură foarte vizibilă. Știu că sună un pic ciudat, dar am ajuns la concluzia că fotografiez mai bine oameni pe care îi apreciez și de care, să zicem, cu ghinimele de rigoare mă îndrăgostesc. Cel puțin pe durata ședinței foto. Există un schimb de energie între fotograf și subiectul pe care îl fotografiază, model, să zicem. Să nu-ți închipui situația aceea pe care o vezi de multe ori prin filme, în care fotograful controlează tot, iar modelul execută ceea ce îi spune fotograful, chiar dacă la prima vedere sau la suprafață pare așa. De fapt, realitatea este că este un schimb foarte, foarte important de energie între fotograf și cel fotografiat. Doar atunci se întâmplă lucrurile faine, în momentul în care schimbul ăsta de energie e puternic și produce lucruri minunate. E o vibrație așa, e ca un dans în care două personaje se sincronizează. Îți amintești de vreo situație inedită în care ai obținut o imagine memorabilă? Sunt două feluri de a lua în considerare conceptul de imagine memorabilă. Odată e unul personal, care e valabil doar pentru mine, și altă dată este vorba despre cât de memorabile sunt ele în ochii publicului. Poate fi o cu totul altă poveste. Nu ți-aș da un caz particular, ci mai degrabă ți-aș spune că fotografia este o meserie care te duce în fața unui spectru extrem de larg de situații. Adică am fotografiat președinți de state, am fotografiat lei în studio, vii, întregi, cu dresori lângă, am fotografiat oameni fără casă, care dormeau în canale, și absolut orice poate exista între aceste două extreme. Situațiile memorabile sunt din fericire foarte dese. E o meserie, o ocupație, o artă, cum ai vrea să-i spui, care în general lucrează cu memoria, știi? Există vreun sentiment care nu se poate transmite printr-o imagine? Nu cred că aș putea să am un răspuns foarte coerent la ea. Pentru că este vorba de sentimente și atunci când este vorba de sentimente, lucrurile nu sunt foarte coerente. Ce pot să spun este că există cel puțin trei level-uri de citire a unei fotografii, știi? Ce înțelege fotograful, ce înțelege cel fotografiat și ce înțelege cel care privește fotografia. Dacă mă rezum doar la cel care privește fotografia, el își va proiecta propriile emoții, propria cultură, propria putere de înțelegere asupra imaginii respective. Se întâmplă de cele mai multe ori ca, mai ales la capitolul subtilități, că așa the big picture e destul de clară, dar în privința subtilităților e foarte posibil ca ceea ce a pus fotograful sau modelul, subiectul fotografiat acolo, să fie înțeles foarte diferit de cel ce privește imaginea. Ce înseamnă fotografie bună în opinia ta? Ce ar transmite și ce ar conține? O fotografie bună, cred eu că este o fotografie irepetabilă. Adică, cu cât sunt șanse mai mari să poți repeta la o dată ulterioară o fotografie pe care ai făcut-o, cu atât, din punctul meu de vedere, ea e mai puțin valoroasă. Îmi place să cred că orice click pe care l-ai făcut este un moment unic în timp și spațiu, nu se va mai repeta niciodată. Din motivul ăsta nu șterg fotografii. La mine nu există butonul ăla de delete. Efectiv, arhivez tot ce am tras, pentru că tot ce am tras reprezintă un moment unic. De exemplu, e foarte interesant să faci exercițiul de a surprinde o întâmplare, o situație reală într-un setup din ăsta, cum se cheamă, înscenat. Orice ședință foto e înscenare. Te-ai dus într-un decor, ai adus niște lumini, nu e realitate. E ceva ce ai creat în mod special pentru cadrul respectiv. Dar, pe de altă parte, e foarte important, e foarte interesant ca în contextul acela înscenat
să surprinzi lucruri care s-au întâmplat cu adevărat în fața aparatului de fotografiat. Adică dacă e un zâmbet, el să fie real, dacă e o teamă, ea să fie reală, dacă e o sprânceană ridicată, să vină dintr-un lucru interior și nu neapărat dintr-o dictare a fotografului. Alea sunt momente extrem de valoroase și alea fac o fotografie să fie foarte bună. Care e starea ta preferată pe care vrei să o transmiți prin intermediul fotografiilor tale? Starea preferată? Nu știu dacă e o stare, dar cumva completez întrebarea de mai devreme, în sensul că mi-ar plăcea să surprind realitatea, mi-ar plăcea să tratez inclusiv o fotografie de portret ca o fotografie de reportaj, ca o fotografie documentară. Fiind cel mai bun fotograf de portrete din România, ce sfaturi ai pentru cei care vor să înscrie o fotografie la categoria Faces din cadrul Next Image, concursul global de fotografie? Cred că ți-am răspuns deja, în sensul că aș avea exact aceeași abordare. Momentul fotografiat să fie unic. Momentul fotografiat să aibă o anumită autenticitate. Lucrurile cumva să se întâmple pe bune în fața aparatului de fotografiat. Ideea, în cazul nostru, în fața smartphone-ului, ar trebui pur și simplu să găsești acel moment irepetabil, valoros, care documentează nu doar o față frumoasă, ci și o formă de energie, ci și, cum se cheamă, o anumită putere, o anumită componentă de personalitate. Adică, indiferent cu ce e realizat un portret, el ar trebui să aibă coordonatele astea care sunt mai degrabă filozofice decât tehnice. Ce părere ai tu despre fotografiile realizate cu un smartphone? Păi, din punctul meu de vedere, mai ales cu tehnologia actuală, nu prea cred că există, că mai există o diferență reală între, să zicem, aparatele de fotografiat clasice și aparatele de fotografiat montate pe camerele smartphone. Mai degrabă, diferențele sunt de abordare, sunt de modul în care lucrez cu ele. Toate sunt aparate de fotografiat și toate, într-un fel sau altul, respectă aceleași reguli. Cred că trăim o revoluție, este, nu știu, ena, nenumărata revoluție de care are parte fotografia. Avem aceste aparate de fotografiat instalate în telefoane mobile, în smartphone-uri, care sunt cu noi peste tot, în fiecare moment, și care ne pot transforma în creator de cum se cheamă, conținut, de știri, în oameni care pot documenta realitatea. Este ceva cu care societatea nu s-a mai întâlnit vreodată. E o revoluție, ne aflăm în mijlocul unei revoluții. Și fotografiile realizate cu un smartphone pot fi chiar demne de participare la o competiție de fotografie? Cu siguranță. Adică tehnologia îți permite să consideri aparatele de fotografiat montate pe smartphone ca fiind cu adevărat aparate de fotografiat, adică nu mai există niciun fel de scuză că n-ai avut un aparat de fotografiat de nu știu care la tine. Imaginile produse sau pot fi în mâna oamenilor talentați de o calitate impecabilă, iar un concurs de genul acesta, în acest context, vine absolut natural. Este un concurs de fotografie. Știi? Există totuși niște diferențe care sunt pozitive. Eu, pentru mine, am constatat că utilizând un smartphone, la un moment dat pot realiza fotografii chiar mai bune. Asta este o informație interesantă, pentru că sunt foarte multe situații în care tu, ca fotograf, ți-ai dori să fii invizibil în scena pe care o fotografiezi. Adică să nu se simtă prezența ta acolo, să nu influențezi ceea ce fotografiezi, mai ales dacă te duci într-o zonă a fotografiei de stradă sau într-o zonă din asta a fotografiei document. E, cum faci să te ascunzi? Un aparat de fotografiat montat pe un telefon mobil, pe un smartphone, adică fix ce avem noi aici,
te ajută să fii invizibil. Te ajută să nu influențezi scena pe care o fotografiezi, pentru că este un aparat discret, ușor de ascuns, poți fi, chiar dacă ești profesionist, oricând confundat cu, nu știu, un turist sau așa. Adică sunt niște avantaje pe care le poți găsi în acest tip de tehnologie, pe care, să spunem, tehnologia clasică nu ți le oferă și pot face o diferență uriașă. Ai putea să întrebi foarte mulți dintre fotografii, colegii mei sau nu, de câte ori s-ar fi gândit cât de minunat ar fi fost să ai o cameră de fotografiat ascunsă undeva pe care să nu o vadă nimeni, pentru că, din păcate, în continuare se întâmplă lucrul acesta. Cele mai minunate dintre fotografii le-ai văzut, dar nu ai apucat să le fotografiezi. Pur și simplu, până ai dus aparatul de fotografiat la ochi, realitatea din fața ta s-a schimbat radical. La ce categorie te înscrie la Next Image în afară de Faces? Și îți reamintesc aici celelalte categorii: Live Moments, Good Night, Near Far, Hello Life și Storyteller. Cu siguranță Storyteller. Adică este o categorie, până la urmă, foarte apropiată de categorie de portret, într-un fel sau altul, pentru că și într-un portret există o formă de storytelling, dar, pe de altă parte, eu sunt foarte îndrăgostit de ideea de fotografie document și fotografie de stradă. Sunt foarte multe momente în care merg fără țintă, de exemplu, pe străzi cu aparatul de fotografiat în mână, încercând să surprind și să documentez viața din imediata mea apropiere. Chiar am o pasiune reală pentru asta, iar cei ce mă urmăresc pe canalele mele probabil că știu că o foarte mare parte din fotografia pe care o public acolo e mai degrabă din categoria asta. Există și o rubrică specială pe care am numit-o As I Found It și are, dacă vrei, conotația asta de storytelling, mai ales prin prisma faptului că sunt momente pe care eu nu le influențez. Adică sunt mai degrabă un soi de martor în privința acestora. Așa că mi-ar fi o categorie foarte dragă, dar ar mai fi o categorie foarte interesantă la care probabil aș participa: fotografia de noapte. Mi se pare că este un domeniu care, evident, a fost atins mai greu de tehnologia fotografică. S-a repetat asta și în privința tehnologiei de pe smartphone. Astăzi avem tehnologie suficient de bună prin care putem atinge acest tip de fotografie și ne putem aventura noaptea în zone foarte întunecate, în zone în care lumina, într-un fel sau altul, joacă și ia alături de toate celelalte elemente fotografice. Adică mi-ar fi dragă și categoria asta. De ce ai ține cont dacă ar fi să jurizezi un concurs de fotografie? Păi aș putea să țin cont de elementele clasice ale unei fotografii, adică anume cât de mult m-ar impresiona. Efectiv, aș apela la toate, la tot ce mă constituie pe mine din punct de vedere emoțional atunci când văd o fotografie. Iar dacă fotografia aia, în contextul ăsta, mă impresionează, aș considera-o bună. Până la urmă, despre asta e vorba. Adică nu cred că am avut niciodată o abordare prea matematică în privința fotografiei. Adică, nu știu, a respectat o anumită încadratură sau un anumit cod de culori, presupunând că el ar exista, sau cumva fotografia pare a fi formată așa din foarte multe reguli. E bine să le cunoști, dar e bine să le încalci cât mai repede, imediat după ce le cunoști, în cazul în care elementele astea nu distrug mesajul. Ideea e să rămână intact un anumit mesaj. E o abordare pe care aș avea-o, de fapt, în privința oricărui tip de fotografie, indiferent cu ce e realizată. Aproape că nici n-aș vrea să știu, știi?